Loran, există vreo diferență între mentalitatea antreprenorilor și angajaților? Asta este o întrebare pe care am primit-o pe social media în urmă cu câteva zile. Dacă există vreo diferență în felul în care gândesc cei care au o firmă și cei care sunt angajați într-o firmă? Și răspunsul este da, dar ceea ce aș vrea să acopăr în acest video nu este neapărat diferența între cum gândesc angajații și antreprenorii, ci care este diferența de mentalitate între cei care au gândire corectă antreprenorială și cei care au gândire greșită antreprenorială. Eu cred că există două mari categorii. Există angajații sau gândirea aceasta de a angaja de tip zilier și gândirea de antreprenor. Și în această gândire de antreprenor intră nu doar cei care au o firmă, aici intră cei care au o firmă, cei care vor în viitor să deschidă o firmă și au această gândire antreprenorială și intraprenorii, cei care n-au o firmă, nici nu vor să aibă o firmă, sunt angajați într-o firmă, dar ei nu gândesc ca angajații. Ei gândesc ca și cum ar fi firma lor, cum ar fi ei antreprenorii. Se gândesc la locul lor de muncă ca și cum ar fi business-ul lor, ca și cum ar fi responsabilitatea lor să ducă acel business, acel loc de muncă la succes. Asta este marea diferență între cei care au gândire corectă și cei care au gândire greșită din punct de vedere antreprenorial. În acest video vreau să subliniez care e de fapt cea mai mare diferență între acestea. Antreprenorii și angajații toți vor rezultate mai bune. Antreprenorii vor mai mulți clienți, mai mulți bani, profit mai mare, din diferite motive. Motivația din spate pentru care vor aceste lucruri diferă de la persoană la persoană. Dar toți vor rezultate mai bune. La fel și angajații. Vor o viață mai frumoasă, vor salarii mai mari, vor condiții de viață mai bune pentru ei și pentru familia lor. Oarecum este normal și toți vrem rezultate mai bune. Ei, ca să avem rezultate mai bune, vei vedea că atât angajații cât și antreprenorii au nevoie de două aspecte importante. Au nevoie de abilități și au nevoie de gândire corectă. La abilități vorbim despre abilitățile de marketing. Da, dacă ești proprietar de firmă, cât de bine știi să promovezi serviciile sau produsele pe care le vinzi? Dacă ești angajat, cât de bine știi să te promovezi pe tine? Da, pe tine ca angajat, în așa fel încât să te angajeze cineva. Cum faci CV-ul tău, cum te prezinți, cum ești îmbrăcat, cum vorbești? Toate aceste lucruri țin de marketingul tău, de marketingul personal. A doua categorie sunt abilitățile de vânzări, cât de bine știi să vinzi serviciile sau produsele tale. Din nou, dacă ești proprietar de firmă, e clar, știi să vinzi produsele sau serviciile pe care le ai? Super, faci bani. Nu știi să vinzi, o să intri în faliment. Dar din postura de angajat, e la fel valabil, cât de bine știi să te vinzi la un interviu, cât de bine știi să te vinzi când ceri salariul, cât de bine știi să te vinzi atunci când îți urmărești interesul în creștere în carieră, cât de bine știi să te vinzi pe tine și ulterior dacă ajungi inclusiv să vinzi produsele sau serviciile firmei pentru care lucrezi. Al treilea pilon, a treia abilitate este munca în echipă. Și aici deja există o diferență pentru că antreprenorul se gândește cum pot să-i pun pe ei să lucreze în echipă pentru mine. Angajatul se gândește cum pot să lucrez mai bine în echipă cu ceilalți în așa fel încât să ne meargă bine la toți. Adică să ne înțelegem ok, să comunicăm ok, să avem de câștigat fiecare. Dar toți avem nevoie de această abilitate de a lucra și a munci în echipă. După aceea, următorul pilon sau următoarea abilitate este partea de sistematizare. Dacă ai un business, asta înseamnă abilitățile prin care construiești un business care funcționează chiar și în absența ta, unde există proceduri clare, unde există automatizări, există un sistem, nu există un loc de muncă doar. Iar dacă ești angajat, aici este acea abilitate în care tu, ca și angajat, îți pui întrebarea: cum aș putea eu să îmi îmbunătățesc locul de muncă? Cum aș putea eu să-mi fac munca mai bine? Cum aș putea să-mi fac munca mai repede? Cum aș putea să-mi fac acțiunile pe care le am pentru o zi să le fac în 5 ore în loc de 7 ore? Cum aș putea să fac în așa fel că dacă lipsesc eu într-o zi, orice coleg din firmă sau din departament să preia de la mine taskurile care au rămas pentru că eu lipsesc și să le facă pentru că am lăsat în urma mea o procedură scrisă. Așa gândește un angajat care nu are mentalitate de angajat, ci are mentalitate de intraprenor. Adică se gândește la locul de muncă ca și cum ar fi o firmă. Și ultimul pilon, dar nu în ultimul rând, este cel de finanțe. Cel de finanțe înseamnă proprietarul de firmă, cum îți administrezi afacerea în așa fel încât să fii profitabil, angajatul, cum faci în așa fel încât banii pe care îi câștigi din salariul tău, din bonusurile pe care le ai, din toate beneficiile pe care le primești din partea firmei, tu să ai o viață frumoasă, să-ți permiți locuința
locuința pe care ți-o dorești, să-ți permiți mașina pe care ți-o dorești, să-ți permiți să pleci în concediu unde dorești, să-ți permiți să-ți cumperi hainele pe care ți le dorești, să-ți permiți lucrurile pe care ți le-ai propus. Da? E o abilitate de a gestiona finanțele noastre. Că vorbim în firmă, că vorbim personal, e nevoie de această abilitate. Și bază la toate aceste lucruri, practic asta este o construcție. Dacă vrem rezultate mai bune în viața noastră sau în afacerea noastră, avem nevoie de această bază care este pentru mine fundația oricărei firme și oricărei vieți de succes, partea de mentalitate. Cum gândești? Ei, aici vreau să ajung cu acest video. Cea mai mare diferență între categoria ăștia care gândesc ca și angajații și ăștia care gândesc antreprenorial, chiar și dacă sunt angajați. Dar gândesc antreprenorial, adică sunt intraprenor, este în zona asta de mentalitate. Cum se raportează la nivel mental, lua toate abilitățile de aici. Da? De exemplu, cel care are mentalitate de angajat zice așa: păi nu trebuie să fiu eu bun să mă promovez pe mine într-un interviu ca să mă angajeze cea mai bună firmă și să-mi dea un salariu bun. Nu, asta e treaba firmei. Adică în România antreprenorii sunt nașpa și nu dau salarii bune și e problema țării și este problema antreprenorilor și a patronilor. Ăia să ne simțiți. Nu depinde niciun fel de mine cât de bine mă vând sau mă promovez într-un interviu de angajare. Da? Deci angajatul întotdeauna gândește că problema este în altă parte la această situație. Sau, de exemplu, munca în echipă. Întotdeauna o să dea vina pe șef, pe colegi, că nu-s bun, că sunt incompetenți, că nu știu cum, că e nesimțit, că nu apreciază. Un intraprenor își pune întrebarea: cum aș putea să fac eu să lucrez mai bine în echipă? Ce abilități aș putea să dezvolt la mine în așa fel încât să pot să performez mai bine în echipă? Cum aș putea să devin eu un angajat mai bun în așa fel încât să aduc rezultate mai bune în echipă? Da? Deci, diferența majoră între angajat și intraprenor este că își asumă responsabilitatea. La sistematizare la fel, angajatul zice: nu-i treaba mea să pregătesc lucrurile în așa fel încât să fie făcute de altcineva dacă eu lipsesc, asta este treaba șefului sau patronului, mă doare în cod de chestiile astea. Intraprenorul spune: munca mea este businessul meu. Vreau să mă asigur că și atunci când lipsesc, cineva știe să facă businessul meu la fel de bine cum fac eu, de asta pregătesc lucrurile în așa fel încât să fie preluate de către altcineva. Apropo, cei care au gândire de intraprenor sunt cei care cresc cel mai repede în carieră, pentru că sunt cel mai ușor de înlocuiți. În ce sens de înlocuiți? Pentru că vine șeful și își dă seama că omul ăsta e super bun, a pregătit pe tavă tot ce are de făcut, poți să preia oricine. Păi ia să dăm la cineva care are mentalitate de angajat, care oricum nu mai execută, și pe ăsta să-l punem mai sus, să-i dăm mai multe responsabilități, pentru că are o gândire de tip intraprenorial. Și finanțe, evident, angajatul se plânge că nu câștigă suficient, că salariile sunt nașpa, că impozitele sunt prea mare în România și toate chestiile de genul acesta. Intraprenorul spune ce abilități am nevoie ca să-mi cresc salariul. Dacă nu este bun patronul cu care lucrez în acest moment, nu mă apreciază. Eu am lucrat la mine, m-am dezvoltat, am citit, am învățat, abilitățile mele au crescut, valoarea pe care o aduc în firmă este mai mare, șeful nu mă plătește, plec în altă parte, e responsabilitatea mea să caut un loc de muncă mai bun unde șeful mă apreciază. Jbeng, a luat decizia și a plecat. Angajatul se plânge că îi nașpa în România. Practic, diferența majoră, cum spuneam, este ceva de genul acesta. Există atât șefi și antreprenori, cât și angajați, care au gândire greșită. Și sunt și șef și angajați care au gândire antreprenorială. Șeful cu gândire greșită zice: ce, cum pot să-l folosesc pe ăsta să îl exploatez cât mai bine și să-l plătesc cât mai puțin pentru serviciile pe care îl prestează. Da? Asta este mentalitatea șefului, mentalitatea greșită a șefului. Angajatul zice: nu mă interesează succesul firmei, nu mă interesează nimic, pe mine mă interesează câți bani pot să iau pentru ceea ce fac și mă interesează să iau cât mai mulți bani pentru chestia pe care o fac. Și e responsabilitatea șefului meu să mă plătească bine. În schimb, un șef care are gândirea corectă este un antreprenor. Își asumă responsabilitatea, are această mentalitate de depinde de mine, este în responsabilitatea mea să fac aceste lucruri. Și angajatul care are gândirea corectă devine intraprenor și nu mai așteaptă ca șeful lui să facă ceva pentru el, ci își ia viața în mână și spune: îmi asum să-mi ating obiectivele pentru că depinde de mine. Dacă nu este firma asta contextul potrivit în care să fac asta, caut altă firmă. De asta spunea la un moment dat cineva: oamenii de succes caută circumstanțele potrivite și dacă nu le găsesc, le creează. Te invit din toată inima să ai această mentalitate de asumare, de responsabilitate. Fie că ești angajat, fie că ești șef, fie că ești proprietar de firmă, să nu fii șefuleț, să nu fii patron, să nu fii angajat. Fii intraprenor, fii antreprenor, fii viitor antreprenor.
alege să ai o mentalitate diferită față de restul populației, pentru că rezultatele tale, ne întoarcem aici, rezultatele tale depind în totalitate de felul în care tu gândești. Asta este baza, asta este fundația. Dacă tu ești o persoană de genul acesta care își asumă, care vrea mai mult de la viață, care luptă pentru ceea ce își dorește, care nu permite ca circumstanțele să-l doboare, dacă ești o astfel de persoană, atunci te rog, dă share la acest video și arată-le tuturor că asta este mentalitatea corectă. Așa trebuie să gândim, fie că suntem angajați sau patroni, să nu avem gândirea greșită de tip patron, ci gândire antreprenorială. Așa că te invit să dai un share și îți doresc mult succes în tot ceea ce faci.